Am citit-o. E senzațional. Omul e fantastic. E. Chiar e. Eu am citit-o acum o lună și recunosc că de foarte mult timp n-am mai avut o carte pe care să nu pot lăsa cu niciun chip. Am înțeles că a luat un premiu Nobel pentru literatură. Da, cred că da. Nu știu sigur dacă pentru eseu despre orbire. Oricum are stilul lui inconfundabil. Practic, el a inventat stilul ăsta. Absolut. Prima carte pe care i-am citit-o a fost Pluta de piatră. Apărută prin 90, pe hârtie proastă, o ediție de toată jale. Știu, eu am avut-o. Au tipărit-o pe hârtie de ziar. Exact. Bine că au editat-o, nu mai contează acum în ce condiții. E foarte plăcut. Sentimentul că poți împărți cu cineva lucrurile astea. E rar. Adineauri am trăit o experiență traumatizantă. A intrat aici o fată de vreo 20 de ani, o rochiță verde, pus un disc pe masă, întrebat-o ce dorește de la noi. Și ea mi-a propus să-mi cânte ceva. Nu vă spun, e delirant. În lumea asta ai de-a face cu o mulțime de ciudați. Nici nu vă trece prin cap ce fel de oameni au intrat pe ușa aia. Îmi imaginez. Bun. Da. Văd că sunteți o persoană foarte cultivată, foarte ok din toate punctele de vedere. Și cred că am toate motivele să vă chem la o probă. Dar am o curiozitate, vreau doar să știu pentru ce vreți să faceți asta. Pentru bani. Da, logic, numai că vreau să știu dacă există vreun motiv anume care vă solicită să faceți asta. Vreau să spun, poate există o problemă pasageră care vă obligă să faceți asta acum. Trebuie să înțelegeți că aici vin o mulțime de persoane care au nevoie de bani rapid, iar noi trebuie să ne asigurăm că aceste persoane nu sunt instabile psihic sau înțelegeți ce vreau să spun. Vrem să știm că ne putem baza pe cei care trec cu bine de acest interviu. Da, e normal. Așa că vă întreb concret, există vreun motiv pentru care aveți nevoie urgentă de bani? Da. Pot să știu care este acest motiv? Da. Mama mea are cancer. E într-o fază terminală. Există un medicament împotriva durerilor. Costă 500.000 pastila. Ea are nevoie de două pastile pe zi. E o problemă din punctul nostru de vedere? Nu, nu, totul e în ordine în ceea ce ne privește. Atunci e ok. Da. Nu vreau să par nesimțit, dar o să trebuiască să vă văd dezbrăcată. Acum?
E ok. Puteți să vă întoarceți o clipă? Aplecați-vă puțin. Deschideți puțin. Cu mâinile. E ok. Mulțumesc, puteți să vă îmbrăcați. Există totuși o problemă. Vă ascult. Să am nevoie de un avans. Nu e o problemă atâta vreme cât suma nu e aberantă. 10 milioane. E în regulă. Numai că trebuie să semnăm un contract și un act adițional care să certifice faptul că v-am plătit acest avans. Bun. O să-l semnați la ieșire, iar secretarea vă va da și banii. Da? Încă ceva. Un amănunt doar. Sexul oral e o problemă? Nu. Sexul anal? Nu. Sexul în trei? Nu. Nicio problemă. Atunci în ordine. Mulțumesc că ați venit. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Vreau să vă asigur că filmul pe care vom face va ieși absolut extraordinar. Suntem cu adevărat profesioniști. E vorba de o superproducție în care finanțarea vine de afară 100%. O să aveți de-a face cu oameni cu experiență în domeniu, nu cu amatori. Nu o să fie ușor, dar rezultatul va fi peste orice așteptări. Așa că vreau din tot sufletul să fiți mândră că faceți parte din proiectul ăsta. Sunt. Vă mulțumesc pentru bunăvoință. Eu vă mulțumesc. O zi bună vă doresc. Și încă ceva. Sănătate, mamei dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you.